Vă salut din standul rușilor de la Top Car. În spatele meu puteți vedea un Urus modificat foarte puternic de ei. Mult carbon, mașina în culoarea galbenă din uzină combinată cu acest carbon arată foarte fain. Însă ceea ce vreau să vă prezint este viziunea lor asupra noului G63 AMG. Se numește Inferno. Deci o culoare foarte frumoasă, mult carbon și pe acest G-Class. Puteți vedea atât pe aripi, cât și pe lateralul mașinii, cât și pe acoperiș. La fel ca și la Brabus, vedem aici două benzi de LED-uri în partea de sus. Puteți vedea, de fapt, scaunele mașinii, cât de bine sunt cusute. Acea piele este cumva împletită acolo pe scaune. Asta e ceva unic, nu prea s-a mai văzut, sau eu cel puțin nu am văzut la niciun tuner de aici, de la Geneva. De altfel, acest pachet, tot acest pachet, costă în jur de 40.000 de euro. Capota este și ea din carbon, dar este cumva un material combinat cu Kevlarul, despre care am mai menționat astăzi. Kevlarul fiind un material care se folosește la producerea vestelor antigloți. Deci 40.000 de euro costă acest pachet Inferno. Dacă vrei o capotă în totalitate din carbon, inclusiv pe aici, pe din afară, te va costa în jur de 7.500 de euro. Dar ceea ce este cel mai interesant, ei colaborează cu atelierul Goșa Turbotech și împreună pot face ca noul G-Class, iată în viziunea lor Inferno, să aibă în totalitate 1.000 de cai putere. Deci acest pachet care va duce mașina până la 1.000 de cai putere va costa alții 100.000 de euro. Eu am calculat că pentru cei 425 de cai putere în plus față de cei 575 oferiți de G63 standard, va trebui să achiziți vreo 235 de euro pentru fiecare cal putere. Va accelera în schimb în 3,4 secunde și va face 402 metri în vreo 10,7 secunde, dar eu nu știu dacă se merită 100.000 de euro pentru 425 de cai putere în plus. Plus că acest pachet pe care îl vedeți va costa alți 40.000 de euro, deci cam scump. Atât deocamdată de la standul Top Car. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit de aici.